Am auzit că ești fată de mecanic, așa e? Da, sunt fată de mecanic. Uite, frate, foarte bine, bravo că i-au luat părinții Porsche, nu? Da. Și azi mai încearcă lumea să te agațe la semafor? Da, să fiu sinceră, da. Nu cred eu că tu ai umblat cu unul care merge cu tramvaiul. Dar ai prieten? Nu, n-am. N-ai prieten. Ați auzit, da? Nu minte. Ai putea să fii fata mea, vezi? De fapt, nu femeie și... sunt problema cu pretenții, scuze că te întreb. De fapt, bărbații au pretenții prea mari de la femeie acum. Hai, începem! 3, 2, 1, 5! Salutare, dragii mei, sunt Adi Popescu și astăzi facem un vlog cu... Melania. Pe Melania am întâlnit-o la un car meet și când am văzut că e așa tânără și cu o mașină așa șmecheră, am zis, are potențial de TikTok. Și am făcut un TikTok și a făcut 700.000 de vizualizări. Ai văzut ce simți de vizualizări? Da, chiar ai avut. Când nu-ți vrea să crezi, eh? Da, chiar vreau să cred că a urcat foarte rapid, că în 2-3 zile a urcat. Ia spune-mi tu câți ani ai? Am 18 ani. 18 ani. Vezi, să știi că există oameni care nu au inteligență emoțională, adică ei nu-și înțeleg propriile emoții. La 18 ani, uite ce mașină are asta și eu la 18 ani n-avea nimic. Atunci preferă să te urască, în loc să se bucure cu tine. Uite, frate, foarte bine, bravo că i-au luat părinții Porsche, nu? Da. Bravo, mă bucur pentru tine. De ce să nu mă bucur pentru tine și în loc să mă bucur pentru tine să simt ceva nasol? Pentru că simt ceva nasol când urăști. Da, pentru că, uite, mă așteptam să se gândesc că, băi, are Porsche, dar nu se uită și la mie cum sunt ca om, ce merite am sau ce am făcut. Adică mereu am fost un copil foarte bun, silitor, am învățat, ai am fost bine cu școala, da, anul ăsta am ieșit șeful de promoție. Da? Da, adică, în loc să se gândească pozitiv, de fapt să gândească pozitiv, să zică, băi, uite, copilul ăla poate e un copil bun și merită tot ce are. Majoritatea când vă zic, a, un copil răsfățat, care nu apreciază nimic, nu muncește, stă degeaba. Da, și oamenii te judecă, vezi? Da, chiar judecă. Te judecă și asta nu e bine pentru ei, că până la urmă pe tine trebuie să nu te intereseze, știi? Da, am început să nu mă intereseze, pentru că nu ai cum să fii pe gustul la toată lumea, da, și să mulțumești pe toți. Da, nu ai cum să mulțumești pe toți. Melania a reușit să aibă un Porsche la 18 ani și sunt sigur că asta te motivează și pe tine să lupți, să îți îndeplinești visul. Mai devreme sau mai târziu, vei reuși și asta depinde doar de tine. Dacă te-a făcut curios această mașină și urmează să intri și tu pe anunțul să îți cauți un Cayman, vreau să-ți amintesc cât de important este să verifici o mașină înainte să o cumperi. Orice mașină la mâna a doua, mai ales dacă e sport, poate ascunde multe accidente și reparații, care pot fi găsite doar dacă te duci cu mașina la un mecanic bun, care să o bage pe rampă, să o inspecteze, să verifice stratul de vopsea, să-i facă o diagnoză, să vadă dacă a avut airbag-urile sărite, să se uite pe la lonjeroane. Nu toți aveți ca Melania un serviciu în curte, deci ar trebui să duci la mecanic toate mașinile din anunțuri și ai pierde o grămadă de timp și te-ar ruina. Tocmai de aia, primul lucru, verifici mașina online. Trebuie doar să ceri seria vânzătorului și să o bagi pe car vertical, folosind codul Andy Popescu, sau intri pe linkul din descriere și ai 20% reducere la orice verificare. De ce să plătești mai mult? Și ca să poți să vezi ce informații poți afla, am verificat și eu un Cayman și îți arăt chiar acum. Am băgat seria și a venit imediat raportul. Prima oară a rulat în state în 2013, unde a avut și prima daună. Apoi pleacă în Lituania și ajunge în Franța. Ultima înregistrare de kilometraj este de 29.000 de kilometri, iar daunele sunt uriașe în urma bubuielii din față, în partea dreaptă. Și uite ce nasol a fost bubuită în față. Roata smulsă, avarii la far, parbriz, capotă, airbag-urile sărite și multe altele greu de reparat fără să nu aibă deloc trepidații. Și uite ce țeapă poți evita cu un raport car vertical obținut pe loc cu 70 de lei. Dacă vrei și tu să verifici orice mașină, intră pe linkul din descriere sau folosește codul Andy Popescu direct pe car vertical, ca să ai 20% reducere din partea mea la orice verificare. Acum, hai să ne întoarcem la vlogul cu Melania, care la 18 ani știe deja să facă cerculețe cu mașina. Am auzit că ești fată de mecanic, așa e? Da, sunt fată de mecanic. Da, este un Porsche Cayman 2.7 aspirat. Sau turboiesc, tot aia. Nu, e chiar același lucru. Mie așa îmi place să spun și proprietarii de turboesc cam iau foc când le zic că seamănă foarte mult cu un Cayman cu un turboesc. Și mulți nu înțeleg diferența. Să știi că majoritatea și la evenimente fac... A trecut un matiz care... Așa zic. Și majoritatea la evenimente să știi că îmi încurcă mașina. De fapt, mulți nu știu diferența între la Porsche. Mulți zic că e Carrera, alții zic că e turboesc, adică... Păi arată bine. Da, mai am scris și pe ușă că e Cayman, toată ziua să se vadă și tot fac greșeli. Ce observ la această mașină este că are cutie manuală. Da, cutie manuală. Drive a stick, cum se numește în engleză. Da. Drive a stick, știi că americanii nu știu să conducă manuală. Știu, 90% am văzut. Unde și că acum au început copiii să nu mai conducă mașina manuală, să facă școala pe automată. Din ce an este mașina? 2007. 2007, să știi că pentru 2007, deci asta înseamnă... 1 minus 1 plus 1. 2. Deci 2007-2023 înseamnă 14 ani, nu? Da.
Bă, pentru 14 ani mașina arată bine. Deci chiar este foarte întreținută. 14 ani, 238.000 de kilometri. Ai băgat-o pe car vertical să o verifici? Da, am băgat-o. Ai băgat-o? Da, ai folosit codul Andy? Da, am folosit. Nu, am fost ambițioasă de mică, am fost foarte strângătoare. Că mereu tot ce mi-am făcut pe banii mei, dacă mi-a plăcut ceva. Adică, uite, haine de vestimentație, din ce mi-au haine de branduri. Și ce s-au pe banii mei. Eu dacă am avut bursă de învățământ, că am avut note foarte bune. Da. Luna de luna zisea, primam bursă, alocații. M-a ajutat la tata la firmă, mai îndădea el bani, gen, să... Deci alocații asta sunt banii tăi. Da, bursă și ți-am zis, mai ajutam pe la IMEI, pe la firmă. Da, îi ajutai pe tine la firmă și îți mai dădeau bani. Hai să vorbim despre motor. 2,7? 2,7. Aspirat. Simți diferența așa în general între un motor aspirat și un motor cu turbină? Da, simt. Pentru că mi se pare că aspiratul bagă mult mai mult în scaun, îți dă o altă senzație. E mai rapid, știi? Da, e mai rapid și cuplează, da, mult mai rapid, asta e adevărul. Mai ales combinat cu o cutie manuală cum ai tu. Da, și mai ales la Porsche schimbă la 6-7.000 de turații. Da. Pe când multe nu fac așa. Deci mașina asta pentru 14 ani arată incredibil de bine. Incredibil de bine și la exterior și la interior. Da, e întreținută. Noi, dacă ți-am zis, suntem și cu retromobili, suntem pasionați de mașini, ține mașinile țipă, adică în garaj, avem grijă de ele, schimburi mereu la timp, la zi. Și cu ce se ocupă firma asta? Avem stații de ITP, stații de încărcat freon, vulcanizare. Și cine se ocupă de ITP-uri? Aveți oameni angajați? Avem și angajați, dar om de bază este tatăl meu. Bun, deci 2,7 aspirați. Câți căluți are? Nu i-am făcut dyno test, că multă lume mă întreabă, dar aproximativ se duce în 280, 260, 280 de cai. Nu știu estimativ să zic. Deci puternic așa. Da, pentru că mai cât și pentru că am avut și tobele schimbate. Deci ce modificări ai făcut? Tobele schimbate, distanțiere și colantul. Distanțiere pentru ce? De aspect mai mult le-am pus, să fiu sinceră. Adică să iasă gențile mai da, în da, afară? Da, da, da. Și ia zi, mai încearcă lumea să te agațe la semafor? Da, să fiu sinceră, da. Lasă geamul jos, fac așa semnul, prima mișcare. Da, sau mă întreba că mașina e de vânzare. Te supărai de vânzare? Da, adică câteodată mă mai recunosc, mă mai enervez, adică mă opresc mereu și de zic aici nu e parc auto. Sau scuze de alea că, a, vezi că ai ceva, că mi s-a părut mie că ai pană sau... Și după aia? Asta e faza 1, ca să se bage în seamă. Și după aia faza 2? Deși mi-e Instagram-ul tău. Da. Și le dai? Nu le dau, să fiu sinceră. Oricum, dacă vor mă găsesc ușor, adică am mai pățit chestia asta, am zis că nu dau și tot m-au găsit. Dar cum te-au găsit? Că e cam singurul Porsche portocaliu din București. Da, cum găsesc Instagram-ul tău? Adică, da, că trebuie să scrie acolo, nu scrie Melania Porsche, ci scrie Melania Văduva. Da. E mai greu. Da, oricum e o impresie, știi? Mai ales și cum e mașina acolo tată. Îți dai seama, mașina e o apariție. Mașina arată bine și când te mai văd și pe tine, fată drăguță și tinerică la volan. Da, e un combo extrem de mare. Îți place atenție? Da, îmi place atenția, de ce să mint acum? E bine, normal, că nu-i place să fie apreciat. Știi care e o posibilă problemă? Nu zic că e o problemă, dar e o posibilă problemă. Pentru că îți cresc foarte mult ție pretențiile, știi? Adică mă gândesc, așa se întâmplă la unele fete, da, nu zic că e cazul, nu știu nimeni despre tine. Da, știu că nu știi, dar nu, eu gândesc că trebuie să fii modest, la urmă. Adică, știi care e faza? Nu cred eu că tu, și pentru asta ai putea să fii criticată, nu cred eu că tu ai umblat cu unul care merge cu tramvaiul. Sincer, aș umbla, pentru că eu mă gândesc la iubire, pentru că ce simte unul pentru un om, în 2-3 ani se poate realiza. Da. Tu poți să înflorești lângă un om, adică nu trebuie să te gândești la un om să fii gata pe interes. Pentru că eu dacă nu aș fi recunoscut, dacă n-ar fi părinții mei, n-aș avea nimic. Și singura chestie că avem bagajul de cunoștințe, creierul ne este. Dar eu la 18 ani încă sunt o copilă și gândesc... Da, dar gândești foarte matur pentru. Vezi, acum la 18 ani ai ieșit cu unul cu tramvaiul. Peste 5 ani o să mai ieși. Da, posibil să nu mai ies. Dar ai prieteni? Nu, n-am. N-ai prieteni. Ați auzit, da? Ia zi, pretențiile prea mari. Păi da, eu ți-am zis chestia asta, pentru că eu, la vârsta mea, crede-mă că am o vârstă. Știi câți ani am? Nu. Nu știi câți ani am? Aha, da, mi-ai zis. Ești de vârstă cu toată lumea, ai zis. Da? Nu minte. Ai putea să fii fata mea, vezi? Și am experiență de viață. Și asta este o posibilă problemă, știi, pentru că sunt foarte multe fete foarte frumoase, dar singure. De ce? Pentru că ele au pretenții foarte mari. De fapt, nu femeie și... sunt problema cu pretenții, scuze că te întreb. De fapt, bărbații au pretenții prea mari de la femeie acum. Adică, uite, mă și la copiii de vârsta mea, pus și de 18, 19, hai 20 de ani, au pretenții destul de mari. Și cu băieții o să-mi dea acum hate pentru ce am zis mai devreme, dar așa sunt. Adică e foarte greu să-ți găsești acum un om. Și mai zis tu cu iubirea, iubirea e complicată. Da, oricum, începe cu atracție fizică, știi, că fără atracție fizică. Da, să zic, iubirea nu există, să știi, totul este legat de creier. Da. Adică dopamina ne dă mai mult. Cred că să iasă și stau și singură, pentru că nu mai am încredere în oameni. E. Adică, momentan,
vreau să mă axez pe carieră, să fiu sinceră, și pe școală și învățătură. Ce carieră vrei să urmezi? Păi uite, mă, acum m-am, când ne-am întâlnit, să dau bacul, de-aia nici n-am mai ieșit și nu prea m-am mai dus la evenimente, da. Și m-am scris acum la două facultăți. Da, la două facultăți? Da, frate. Și ce ai vrea tu să faci în viață? Asta e problema, că nu știu ce vreau să fac, pentru că mă descurc în toate, să fiu sinceră, și nu știu unde să o apuc. Frica mea e de începuturi, mi-e frică să încep ceva, pentru că mi se că dacă nu o să reușesc, dacă o să intervină ceva, adică sunt foarte gânditoare. Da, dar pe măsură ce trăiești, acumulezi experiență de viață și nu o să-ți mai fie frică, știi? Se spune că ca să-ți alegi jobul ideal, trebuie să-ți pui întrebarea ce ai face dacă n-ar trebui să muncești pentru bani. Ce ai face strict de plăcere? Și eu. Asta încep să mă gândesc ce vreau să fac, adică... Strict de plăcere. Uite cum fac eu vlogul. Bun, hai să vedem ce știi să fac cu mașina. Cum stă pe șosea așa? Adică... Stă bine pe curbe, chiar... Cât avem? 150? Da, aproape 150. Băi, ești nebun, am crezut că avem 100, jur. Deci e foarte... Pe cuvântul meu chiar nu se simte, mai zic că deci, e și aerodinamica mașinii. Nu vine să cred. Deci jur că am crezut că avem 100. Când am fost acolo 150, am zis, bă, de fapt. Dar să știu, uite, dacă îmi permiți o opinie, am văzut că mereu stai puțin cam aproape de ăștia din față. Și ce se întâmplă? Și trebuie să păstrezi distanța. Da, să-ți explic și de ce. Omul poate să pună o frână bruscă, că îi se pare ceva. Crede-mă că ți se poate întâmpla și aici trebuie să-i lași spațiu foarte mult. Că nu știi ce vede bou în față. O să zic ca să nu ți se pare că te critic, iar nu vreau da, să te critic. Da, nu eu ca o critică, să știi din contra, poți să-mi zici opinii dacă aici ce ți se pare. Auzi, cu cât o spui, cu dreapta, cu cât o spui mai frumos, cu atât omul înțelege, bă, vrea să mă ajute. Da, vrea nu, eu accept părerile tuturor sau opinii, pentru că îmi plin bine pentru cultura mea și pentru siguranța mea. Uite, până acum n-am făcut 0-100 la mașină niciodată sau... Da? Fii, mi-am ales și acum să vin cu tocuri, nu m-am gândit. Da, ai venit destul de aranjat așa. Te bronzezi? Sau cu autobronzat, că ești nu, foarte neagră. Nu, dar cu autobronzat. Nu, vezi, eu sunt alb. Tocmai ce am venit din vacanță, de-aia sunt așa bronzată. Da. Ai fost la mare? Da, am fost la mare. Cu cine? Cu familia. Familia, dacă ai prieten? Da. Măcar cu ei să mă duc să profit. Bine, eu așa mă îmbrac de obicei, că ai observat și la evenimente. Așa e stilul meu, cum îmi zic, ca prea vie, da, elegantă. Mi se pare, mie, știi care e faza? Sunt oameni și oameni. Pe mine, adică nu trebuie să avem aceleași opinii. Sau de gusturi. Exemplu, sau gusturi, exact, și nu e nicio problemă. Că gusturile mele sunt așa, că gusturile tale sunt așa. Mie, mi se pare că, în general, femeile ziua de azi folosesc foarte mult machiaj, foarte multe gele false, foarte mult acid hyaluronic în buze. Și atunci toate chestiile astea, se pierde puțin naturalețea, dar asta e doar opinia mea. Nu înseamnă că așa e. În general, ce spui tu, cu cât sunt fetele mai machiate, cu atât impresionează mai mult la prima vedere, știi? Și pe majoritatea bărbaților. Hai să-i dăm o blană. Scoate traction control. Te descurci cu ea, da? Da, da, da. Să nu mă bagi asta. Așa. Bine-s. Gata. Hai să îi dăm și 0-100, nu? Oprește mașina. Și acum îi dai cât poți tu de repede să ajungi la 100 la oră. Ok. Da? Cât poți tu de repede? Ia să vedem. Și după aia cer și eu. Așa. 50, 60, 70, 80, 90, 100! Gata! Frumos, te descurci. E și tracțiune spate și... Cam... Doar spate? Da. Eu am luat-o mai mult, să fiu sinceră, că vreau să mă văd cu ea. Adică așa să? Am gândit. Am să mă văd cu ea, să fac drifturi. Da, de-aia mi-am luat-o mai mult. Și? Și fac chestia asta în continuare. Da? Stai ușor, stai ușor. Fii, ai toată încrederea, ești pe mâini bune. Serios? Da, da, da. Mă, cam frică așa că n-am. Bun, hai să vedem. Vreau să mulțumesc sponsorului vlogului de astăzi, care este edili.ro. Ei se ocupă cu vânzarea de piese auto aftermarket. Este un site super curat făcut și are un avantaj foarte mare, că îți poți găsi orice piesă căutând după seria mașinii și primești direct listă cu piese compatibile. Dacă nu te descurci sau nu primești piesa, au chat direct în pagină cu consultanți pe bune, nu roboți, care te ajută să îți găsești piesa. Au și livrare gratuită la comenzi de minim 100 de lei. Vă las un link la descriere și un cod de discount din partea mea să vadă că aveți pile la Andy Popescu. Eu dacă până la 16, am o mașină de 16 ani, n-aveam voie pe autostradă, doar da? Pe centură, da, și de aia nu prea am mers. Doar pe centură? Da, doar pe centură. Doar pe centură? Da, adică n-aveai, și prin oraș, bineînțeles. Aș fi în oraș, dar n-aveam voie pe autostradă, drum național, județean, nimic, doar centură, atât. Bun, hai să vedem și să îi dai așa din a întâia, adică bag-o într-a întâia, asta stai ușor. Bagi a întâia, o duci în 4.000 de ture,
Așa, țin așa. Acum las-o așa, o lași un pic și după aia dai blană și după aia schimba două. Așa! Ai înțeles? Dacă încep să o vezi. Da. Care e cea mai brutală mașină care ai mers vreodată? După părerea mea, Evo, care îl are tata. Evo? Da, Evo 10. Ce mă curaj, 2 litri? Da, 2 litri. 2 litri cu tot? Da, e supraalimentată, da. Trebuie să te dau o tură cu Lambo să vezi ce diferență între Evo. Sincer, da. Vrei? Vreau să văd diferența. Vrei să dai un cerculeț mic? Da, da, da. Dar nu mult, ca să nu vină poliția, da? Da? Scurt. Da, foarte mișto cum te-ai învârtit, chiar like covrigul, îmi place. Da. Hai să tragem câteva cadre și după aia să conduc și eu dacă e. Încerc să simt mașina. Motor de 2,7 litri, aspirat, n-are modul de condus, nu? Nu, ce bine merge cutia, pac, pac, adică foarte bine timoneria. E făcut ceva, așa ai luat-o? Nu, așa am luat-o. Îmi place, știi, e o mașină sportivă, mamă, cum se vede soabile ăsta, bombă. E mișto că poți să-i dai așa precis, ce-ți vine să te ții, nu? Da, da, din momentul am stat în dreapta, să fiu sinceră. Și uite ce ziceam, să scoatem 31 controlul. Gata. Să ducem 4000, asta ziceam eu. O lași un pic. Și acum ai dai. Da? Da. Simți emoția? Da, simt. E prima dată când las fac cineva să conducă mașina. Da, mulțumesc, apreciez. Hai, dăm și noi un 0-100? Da. Sper să nu sunt pe ceva cu cardanul, cu astea. Vezi aici, ca să-i dai un 0-100, trebuie să faci o plecare astfel că să nu te dea în nas. Știu. Dar nici să dai prea mult în gol. Da, dă în gol, ai văzut că și am încercat, deci, dat tot aici în se vede gol. Skill-ul, știi? Hai. Suta! Să vedem dacă am scos mai mult ca tine. Da, mă, frumos. Dar să știi că chiar și mașina asta care e o mașină, e o super mașină, la direcție, uite puțin, să ții minte chestia asta, uite, vezi? Deci, este direcția bună, dar tot se apleacă mașina, da, o simți? Da, normal, fie acum ai și controlele scoase. Da, dar ce vreau să spun eu este că dacă faci chestia asta, dacă faci chestia asta cu un Ferrari 296 GTB sau cu un Lamborghini Aventador, nu se apleacă deloc. Și poate o să dăm o tură cu Lambo astăzi, să vezi ce înseamnă o mașină care, bă, nu se apleacă. Da, dar bine, știi care e faza? E și mult mai lată mașina. Da, e mult mai lată și cred că e și mai mult mai joasă. Mult mai joasă, mult mai lată, adică asta da. E, asta place la Lambo, că e foarte sportiv. Simt emoția. Marfă, nu? Da, chiar super. Chiar să fie de mișto din dreapta, să fiu sincer, să simte mult mai diferit. Da, putem să facem, dar trebuie să filmeze Melania. Ține așa pe lat? Da. Să te vezi și tu sau doar? Da, da, da. Și eu și mașina aia. Hai, începem? 3, 2, 1 și... Băi, ești nebun ce s-a dus Tesla, incredibil, frate. Să moară Bibi. Deci nu vine să cred. Deci aia e cea mai slabă Tesla posibilă. S75. Da, da, e cea mai slabă. Cea mai slabă? Vorbesc foarte serios, e cea mai slabă. Mamă, deci e incredibil, nu vine să crezi, jur. Să mor eu! Eram în blană. Bă, să mor eu și asta e varză. E varză. Hai să mergem la București, hai. Da, mă, vezi ce înseamnă tehnologia nouă? Și câți mai are Tesla? Bă, sincer, nu știu, jur. Dar asta, Tesla asta... Bine, vorbim de, na, alți ani, altă... performanță. Da. Uite ce bine stă pe curbe asta. Asta stă mai bine ca Tesla pe curbe, vezi? Deci e o mașină care, deși nu e foarte puternică, este foarte sportivă. Și se simte chestia asta în emoția pe care ți-o produce când conduci. Sunetul pe care ți-l oferă, faptul că schimbi treptele manual, te face să te simți așa foarte sportiv. Da. Nu? Sincer, de asta am vrut și o mașină sportivă la 18 ani și cu timp manuală, pentru că ai altă senzație pe când la da. Automată. Adică spun, în Tesla aia n-avea așa senzație, deși era mult mai rapid, ai văzut că s-a dus așa. Da. Deci e vorba de senzația pe care ți-o dă mașina. Nu e vorba numai de cifre, adică de 0-100, de cât de rapid e mașina, e vorba de emoția pe care ți-o produce mașina. Și de asta Tesla Blade, chiar dacă este mai rapidă decât un Lamborghini, în Lamborghini te simți mult mai bine. Mult mai bine te simți.
Înțelegi, din cauza sunetului, din cauza emoției pe care ți-o produce, din cauza felului în care schimbă vitezele. Dar ai văzut, dar numeric că îți găsești mai greu pe cineva cu care să ai o relație. Deși ai stat și cu unul care merge cu tramvaiul, repet, ce cauți tu la un bărbat? Ce te interesează? Că avem 10.000 de oameni care te privesc. Poate să-ți dau mesaje pe Instagram, ei. Sincer, caut un om liniștit să mă sprijin, să mă susțin tot ceea ce fac și să mă iubească și să mă respecte. Asta e ce mai important. Respectul și iubirea contează cel mai mult. În rest, poți face orice. Cât timp un om îți vorbește frumos, te respectă, ți este loial. Da, da, sunt o grămadă de oameni care ar face chestia asta, dacă, de care nu ești tu atrasă. Ce trebuie pentru o persoană, pe lângă chestiile astea pe care le-ai enumerat și sunt foarte bune, ce ar trebui să facă să te atragă? Pentru că... Da, uite, poate posibil, da, mi-aș vrea să fie pasionat de mașini cum sunt eu. Aia da. Trebuie ca să fie și în mediul meu. Comune, pasiuni comune. Să fie în mediul meu, pentru că eu nu știu atunci să poată să înțeleagă această pasiune, dacă el sau nu se teagă și eu ies afară și mă duc la evenimentul să te... Tu să stai cum te fiare, nu te plictisești. Adică, da, trebuie să fii și în același mediu, poate, și să treagă ceea ce îmi place mie să fac. Că dacă ar fi pe lângă, nu ar merge totul. Păi vezi, deci nu poate să meargă cu tramvaiul. Da, nici cu tramvaiul. Păi să aibă măcar un Logan. Măcar un Logan, da. Datunat. Datunat, da, da. Lăsa pe perne frumos, așa, niște jante. Ai văzut? Minuțe, da. Deci e o mașină care îți dă emoție pozitivă, știi? Adică da, îți place să o conduci. Nu e o mașină așa boring, știi cum e Tesla aia din spate, știi? Pentru mine e boring aia că chiar dacă e mai rapidă, că asta nu se simte, știi? E confortabil, e... Eu mă plictisesc într-o mașină automată, să fiu sinceră. Să vedem dacă o să plictisești în Tesla mea. Dar e mișto, mai faci ceva, știi? Mai schimbi viteza, mai... Vezi? Ți se potrivește mașina asta. Că tu cum ești așa mai agitată, vezi? Simți mereu nevoia să... E mașină de fată, gen... E mașină de fată cu... Da, poți și caiman, e cum e Audi TT, cum e un C4, ca... Băi, nu sunt multe fete ca tine care să vrea să schimbe vitezele. Majoritatea fetelor să fie automată. Ele nu-și bat da, cap. Da, cât mai simplu, nu. Eu am fost pe cel 18 ani, eu când am fost să-mi aleg mașina, am zis eu vreau să fie manuală, cu tracțiune spate și cu autoblocant. Adică eu am fost foarte... Simplu, specifică. Scurs, da, scurs și la obiect ce am vrut. Să poți să faci cerculețe. Da, adică, mai devreme. Și, dar uite, am să-mi iau o Honda S 2018 de început. M-a încântat super mult. Mă gândeam eu de motor 2.0, 245 de cai stop. Se vrutea ușor, că era diferită. Știi că cine te aude așa, majoritatea care nu știu așa detalii despre mașini și când te aud pe tine, cum zici, da, Honda S 2000, stoc, nu știu ce, 245 de cai. Adică chiar te pricepi, știi? Știi care e faza? E și fată și fetele sunt mai ponderate, mai ponderate, mai docile, mai ascultătoare, în general. Da. Există excepția, asta e partea a doua. Dar tu, mai ales că tu ai spus că ești o elevă silitoare, că ai luat, na, ai învățat bine, nu? Da, da, da. Și atunci știi să te, nu-i dai maxim, viteză maximă, trebuie să te parezi că nu-i dai viteză maximă la asta, nu? Nu. Păi eu cred că vezi, poate asta ți-ar trebui, un business cu mașini, să ai afacerea ta legată de mașini. Mai mult decât curs. Să fii angajată. Din nou, să nu niciodată să fiu angajată cuiva, pentru că mă simt mult mai creativă și știu că aș fi mult mai și ai mai multă libertate. Da, și vreau să fac mult mai mult. Nu dar nu toată lumea poate să fie, știi? Adică fii atent, să fii antreprenor e o chestie foarte mișto, pentru că ai libertate. Poți să te duci da. Dacă vrei să vii și poți să nu te mai duci. Eu pot să mă duc mâine un an în Bora Bora și afacerile merc. Și asta mă face, cum crezi că mă face să mă asup? Super bine. Nu, dar așa am fost și crescută cu ai mei, adică tata când închidea firma, acum posibil... plecăm păi o lună, două și ne întoarcem înapoi. Păi vezi ce înseamnă? Asta înseamnă, eu n-am fost atât crescută, gen să depinzi de un job, să stai obligat 10 ore la muncă, zi de zi. Vreau să vă cum se pare Tesla, pentru că e normal să nu-ți placă, pentru că tu ai crescut printre mașini, nu printre mașini electrice. Da, și atunci e normal că tu n-ai nimic, nu-ți trezește nimic. Dar, chiar și așa, când simți senzația aia, n-ai mai simțit-o niciodată, că o să trecem acum în Tesla și eu spun de acum, n-ai mai simțit niciodată senzația aia în nicio mașină. Deja mă faci curioasă. Bun, am revenit în Tesla, hai să vedem ce știe să facă. Nu e o scuză, dar chiar are baterie, zi tu cât are. 44 ai zis? Da, 44%, îmi pare rău că n-am încărcat mașina. Gata? Gata, wow! Ți-ai dat cu telefonul în față? Da! Oameni, să cred! Ți-ai lovit puțin cu telefonul în față. Deci mi-e să cred, chiar așa se simte. A fost cum ți-am zis eu? Da, chiar da, wow! Deci chiar e wow, mi-e să cred. Deci în orice secundă și gândește că ai toți caii disponibili. Nu o scoate ea sunet, dar
Știe să pună puterea wow, jos. Wow, deci chiar se simte, știi că de obicei când vezi pe vlog zici hai că exagerează, nu e chiar așa, dar chiar te bagă în scaun. Fii atent, cât avem la oră? La 20 la oră, 40 la oră. A luat 100 instant. Dar crede-mă că acum nu se trage mașina, e leșinată. E așa, dar cum s-a auzit? Ce trecut să... Nu, chiar... Frate, n-aș mea chirea. Ce-am care cuplu și pune instant, dar nici așa chiar nu mă așteptam. Și tu ești și pasionat, adică știi da, ce vorbești. Da, deci chiar nu... E wow. Singura chestie este că nu face drifturi, ia uite. Ai văzut? Wow, vezi că fuge. Fuge un pic, dar vezi că e 4x4. Ia, de pe loc. Suta! Wow, așa de repede! Păi, ce naiba? Deci da. Crede-mă că uneori vrei liniște. Ia uite. Deci uite cât de soft e tot. O bași pe pilot automat? Păi gata, ia uite. Am adormit. Da. Marfa, nu? Da, chiar super, mi-a plăcut. Hai să vedem Lambo. Mașine. Deși acum cauciucurile nu sunt încălzite. Da. Ai văzut? Da. Ei, de ce zice în Porsche la mine? Deci vezi? Ai fost stânga dreapta, nu stă. Deci te aruncă. Da. Te aruncă, efectiv. Și mașina, nu simți că se pleacă, vezi? Adică asta înseamnă o mașină de cursă. Patinat. Da, a patinat, adică am văzut și am simțit cum îi fuge un pic și da. Dar tot, și e 4x4. Da, și tot este, vezi că e mai mult simt, mai mișto sentimentul în asta, să știi. Normal că ai sunetul. Și nu știu dacă ai simțit la a doua cum pac, ți-a dat cu un ciocan da, în spate. Da, da, se simte. Ceea ce nu face o cutie cu dublu ambreiaj de CT. Pentru că aia preia imediat. Preia controlul, înțelegi? Da. Să ne spună dacă vor să facem vlog și cu F10, nu? Da, să nu. Și să ne dați un follow pe Instagram și ei și mie și așteptăm comentariile voastre. Plăcere. Sperăm că v-a plăcut. Ne vedem la comentarii. Chiar o să citim toate comentariile. Gata. Dacă vrei și tu să verifici orice mașină, intră pe linkul din descriere sau folosește codul Andy Popescu direct pe Car Vertical, ca să ai 20% reducere din partea mea la orice verificare.